E vorba de supunere. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Încă o dată. Oaia de astăzi ascultă glasul lui, nu că Domnul îi vorbește în vis. Ascultă glasul lui pentru că păstorul pe care el l-a așezat în adunare dă curs acestui glas. Mesajele sunt biblice, profund scripturale. Auzim ce scrie în scriptură, nu ce zace în capul unui om rătăcit și căzut și el, ca noi toți ceilalți, supus greșelii și erorii. Înseamnă nu numai a fi intim, ci a fi supus a imita pe Domnul Iisus Hristos, a te implica în cinstirea și slujirea Lui. Și multe alte lucruri se pot spune aici. Iubiții mei frați, înainte să privim ca biserică la un anumit păstor, v-aș invita să privim ca persoane la singurul păstor.